Marea majoritate caută partenerul ideal cu care să se înțeleagă. Deși iubirea și planul financiar sunt două interese opuse, există anumite zodii care se completează reciproc. Află și tu despre ce perechi este vorba. Chiar dacă ne îndrăgostim de o anumită persoană și avem parte de momente frumoase, locul de muncă și realizarea proiectelor profesionale poate fi o adevărată problemă. Există anumite perechi de zodii care reușesc să se completeze atât în dragoste cât și în afaceri. Prima pereche care se potrivește atât în dragoste cât și în afaceri este Berbecul cu Capricornul. Cei doi nativi sunt firi competitive și foarte ambițioase, care vor da tot ce este mai bun din ei pentru a reuși. De asemenea, sunt firi sensibili care vor încerca să-și ajute partenerul de viață să reușească pe plan profesional. De asemenea, Capricornul poate fi o influență benefică asupra nativului berbec, ajutându-l să se concentreze asupra obiectivelor comune și să rămână pe drumul cel bun. Totodată, entuziasmul și energia berbecului îi vor inspira pe capricorni să-și asume riscuri și să încerce lucruri noi. Împreună se poate crea o afacere de succes și prosperă. Nativii celor două zodii sunt caracterizați de multă creativitate. Atât gemenii cât și vărsătorii vor veni cu idei noi și vor face planuri de viitor gândite foarte bine. Cei născuți sub semnul geamănului sunt persoane comunicative și pot aduce noi persoane benefice pentru proiect. De asemenea, vărsătorii sunt mult mai raționali și vor reuși să transforme visurile gemenilor în realitate. Când vine vorba de iubire, nativii celor două zodii vor da 200% din ei pentru a vedea partenerul fericit. Comunicarea este cea care îi caracterizează și vor avea parte de multe momente frumoase și chiar o căsnicie fericită. Ultima pereche care se potrivește cel mai bine în afaceri este Scorpionul cu Peștii. Nativii Scorpion sunt persoane pline de pasiune și poate avea rezultate foarte bune pe toate planurile alături de cei născuți sub semnul Peștelui. Sunt două zodii calde, misterioase, pline de resurse, în special artistice. Pe cât sunt de sensibili, pe atât sunt de puternici, reușind să treacă cu bine peste dificultățile cu care se confruntă. Chiar dacă eșuează, cei doi nativi se vor ambiționa. Pe plan sentimental, sunt pasionale. Mereu vor avea idei pentru a petrece timp împreună cât mai distractiv și plăcut pentru ei. Împreună vor putea evolua atât pe planul financiar, dar și sentimental, relatează monitorul de Cluj.ro.